FCSB a fost echipa care a deschis joia neagră fotbalului românesc în fața unei echipe kazahe de 5 ori mai slab cotate. Nici în cel mai negru coșmar al meu nu credeam că vom intra în galeria echipelor cu rezultate rușinoase, mai ales în cupele europene, având în vedere pedigriul nostru. La Erevan, portarul Vlad a greșit și l-a supărat pe Becalim, care a anunțat că îl trimite înapoi la Craiova. Cu UTA, patronul are ultimul cuvânt. O să avem o discuție cu dânsul, o discuție cu Memo, o să avem tot o discuție. Vedem ce hotărâre vom lua pentru meciul următor. Puteți spune nu schimbărilor patronului? Nu știu ce de ce rost are această întrebare. V-am mai zis, la meciul, la acel meci de la Erevan, noi trebuie să ne calificăm. FCSB a suferit o rușine istorică, dar Becali nu se gândește să-l schimbe pe Todoran. FCSB reia cursa pentru titlu în Liga 1 cu UTA duminică. Anul trecut a fost pandemia, accidentările și erorile de arbitraj. Anul ăsta, vedem. Anul ăsta, deocamdată, început de campionat.